Bine v-am găsit la o nouă ediție Adevărul Live în această dimineață ploioasă, după câteva zile de ploaie. Împreună cu Grigore Cartianu vom comenta declarațiile lui Traian Băsescu de duminică dimineață, de ieri dimineață, când Traian Băsescu a făcut o serie de declarații referitoare la problemele fierbinți din acest moment, în special Roșia Montană. O să vedem ce anume a spus despre Emil Boc și cât contează declarațiile lui Traian Băsescu despre Emil Boc. Bine ai venit, Grigore. Greu pe ploaie. Greu pe bălți, pe asta. Dar am început la 11, nu ca ședința de guvern anunțată la ora 10, care a început la ședința de guvern pe tema ploilor anunțată la ora 10, dar începută la 10 jumătate din cauza ploilor. Cum se pare asta? Hai să discutăm puțin. Uite că asta nu știam. Fiind în drum încoace, nu aflasem, dar e senzațional. Ședința de guvern pe o chestiune de urgență. Exact. Urgența înseamnă că ești punctual, ești la secundă acolo, ești ca smurdu. Da? Și se aplică la început la 10 jumate. Păi da, miniștrii, unii sunt și cu girofar, cu asta, cu, în orice caz, au șoferi, nu trebuie. Ei doar trebuie să coboare din pat frumos, să bage în mașina serviciu și îi plimbă șoferul ministerului. Asta arată așa o arce nesimțire. Dacă ar fi indolență, spune nesimțire. Arată ca o glumă, dar de fapt nu e o glumă. Dar să ne gândim că noi am inundații, la fel de, nu sunt inundații acum, dar e o situație critică, o situație care poate produce blocaje teribile. În București e foarte bine. Plouă un pic, s-a umplut pasajul, nu știu care, și așa. Circulația, să mergea cu mașina prin București, e infern. Acum cu tramvaiul eventual și cu metroul te mai poți mai ales cu metroul, da. Să ne gândim că nu erau ploile astea așa, deci o ședință de urgență a guvernului comandamentului ăsta de urgență, da? O ședință a comandamentului, nu pentru ploile astea, ci pentru, să spunem, pentru incendiu. Cam după jumătate de oră așa, se strângeau și băieții, după ce erau mistuite toate, că flacăra, deci focul arde rapid, nu mai discute. Să vină și pompieri așa, cam după o jumătate de oră, când nu mai găsesc nici pietre de la temelie. Bun, ne-am încălzit puțin pe ploaia asta câinească, să-i zicem, apropo de o altă problemă a societății. Dar să zic că asta este o chestiune care pare ea de suprafață, dar o chestiune de fond asta. Arată în general nesimțirea guvernării. Și asta nu mă refer neapărat la guvernul Ponta. La acest guvern, da. Așa. E vorba de guvernarea în general, administrație în general. Administrația în general este nesimțită. Stă acolo ca și cu banii ei, lor li se cuvin. Blefuri frumoase, avantaje, multe alte privilegii. Domnule, li se cuvin. Singurul moment în care majoritatea oamenilor în administrație, că mai cunosc și oamenii de altă factură, deci majoritatea oamenilor în administrație se mișcă rapid, e când, așa, când li se ciulesc urechile, se ridică antenele, când ar fi roși de o șpagă ceva. Domnule, contract, șpagă, licitație, cumva o trucăm, o facem. Asta este. Faptul că guvernul, care, cum zic, e nivelul maxim al administrației, da? Nivelul cel mai de sus al administrației, ca responsabilitate vorbesc, faptul că guvernul începe ședința cu jumătate de oră mai târziu, în loc să fi început cu jumătate de oră mai devreme, eventual, să fi strâns să ia pe acolo miniștri și numai miniștri și alții responsabili din comandamentul ăsta, să fi strâns cu jumătate de oră mai devreme, să mai pună la punct unii cu alții, da? Să mai schimbă niște impresii, niște păreri, mai dau telefoane cu tare și la fix când începe să fie foarte bine pregătiți. E ca și cum la o ședință sumar, la ziar, în loc să înceapă la fix, începe la și jumate și oamenii vin total de pregătiți. Cam asta e povestea cu guvernul. E rușinos și din păcate asta arată că asta, ca în general, așa sunt tratați românii. Dați-ne bani din impozitele voastre, să trăim noi bine și în rest vedem când ne-o trezi. Cred că până la urmă problema asta de administrație e mai importantă decât declarațiile unui politician, dar haide să mergem puțin mai departe și să comentăm totuși declarațiile de ieri ale lui Traian Băsescu. Avem o pagină din Adevărul cu una dintre declarațiile pe care le-au ales colegii noștri din multitudinea de lucruri pe care le-a spus Traian Băsescu în interviul de la ProTV. Este vorba de Băsescu: Soros nu trimite ONG-urile în stradă. Este una dintre temele dezbătute apropo de protestele astea împotriva Roșiei Montană, că Soros ar fi în spatele protestelor. Face câteva precizări Traian Băsescu. Aceasta este o precizare. O altă precizare ar fi aceea că Emil Boc, noi știam de fapt că Emil Boc nu a vrut să dea drumul la proiect, dar acum o auzim în clar, faptul că Emil Boc a tergiversat, spune Traian Băsescu, punem ghilimelele, lucrurile în cazul acestui proiect Roșia Montană, nu a vrut să-și asume demararea acestui proiect. Ce spune asta despre Emil Boc, de fapt, în relația cu Traian Băsescu? Nu știu, Traian Băsescu parcă a spus-o pe o tonalitate ușor negativă.
Adică, domnule, Emil Boc a tergiversat. După părerea mea, este o mare merită a lui Emil Boc faptul că a blocat o vreme acest proiect. Sigur că și mai de apreciat era dacă Emil Boc ieșea și spunea: îmi pare rău, acest proiect nu se poate face, nu întrunește în anumite condiții, statul român are participație prea mică, deci câștigurile statului sunt minime în raport cu cât ar trebui să fie, condițiile de mediu sunt inacceptabile, etc. Dar probabil că nu e ușor să fii Emil Boc premier sub Traian Băsescu, care are președinte puternic și președintele pe aceeași parte. Mai sunt și alte influențe și alte interese în joc, mai sunt și alte intervenții și ca tare Emil Boc a ales calea asta a blocării tacite, să spunem. Bun, dar asta nu arată că adică nu arată o temă, nu desfințează o temă din timpul guvernării Emil Boc, guvernării PDL, și anume că era un om preș, prim-ministru preș în fața lui Traian Băsescu, că nu se opunea și că toate directivele, comandamentele veneau de la Traian Băsescu. Iată că prin această declarație cumva Traian Băsescu îl recalifică pe Emil Boc în statura de prim-ministru opozant. Trebuie să mai scoatem încă două de asta și avem imaginea unui Emil Boc, de fapt, care își ia să spună nu. Imaginea de preș i-a fost construită lui Emil Boc de o anumită propagandă mediatică teribilă și plus partea politică cealaltă, nu știu ce. Emil Boc nu este omul ăsta, este un ardelan hotărât și ferm. Că nu a avut războaie permanente cu Băsescu, așa cum a avut Tăricianu, să zicem, ultimii doi ani. Nu a avut războaie vizibile. Vizibile, da, vizibile, da, și permanente. Adică în fiecare zi la televizor să zică, iată, o nouă dispută, un nou război între președinte și premier. Eu zic că asta a fost foarte bine. Asta a dat stabilitate, o imagine bună guvernării din România și spre exterior. Să aibă că România nu se ceartă ea ca la ușa cortului toată de dimineața până seara. Eu chiar nu doresc guvernarea genul ăsta, dar hai să ne gândim acum. Cât a fost Iliescu președinte și Adrian, a avut diversi prim-miniștri, pe Văcăroiu, pe Roman, cu Roman după aia a ajuns la diferente. Așa, pe Năstase. Erau certe de viață până seara, aveam senzația unui prim-ministru care se opune, nici nu-i sănătos să opună prim-ministru permanent președintelui sau președintele mereu să-l pună la colț pe prim-ministru. Deci imaginea asta cu Boc a fost artificial creată, a fost falsă și a fost rodul propagandei. Pe de altă parte, zic pe partea cealaltă cu Emil Boc, care, sau ne întoarcem la Băsescu cu chestia cu Soares. Deci cu Boc ne-am lămurit. Boc este un politician din punctul meu de vedere, chiar dacă el sondaje încă este jos în România și nu știu dacă își va reveni vreodată, eu cred că va fi totuși, cum se spune, reevaluat de către poporul român. Eu cred că Emil Boc a fost unul dintre cei mai serioși, responsabili și onești prim-miniștri pe care vreau. Dacă nu cumva cel mai dintre prim-miniștri, vorbesc de politicieni în general. Puțini politicieni au avut onestitatea și responsabilitatea lui Boc. Sigur că el n-a avut cele mai bune metode de a comunicare. Bun, de multe ori, cum să zic, și-a agravat situația prin faptul că n-a ieșit la timp să spună, dacă a ieșit, a spus-o, nu știu, cumva stângaci, dar a avut onestitatea să spună adevărul, ceea ce e foarte important în guvernezi. Adică nu să iei o măsură într-un sens, nu știu, eu măresc impozitele, dar comunic populației că eu am micșorat. Dom'le, a crescut șomajul în ultima vreme, da, în ultimul an, cu 2%, dar eu spun că am scăzut șomajul cu 7%. Bun, în momentul în care țara se colora în culorile USL-ului la alegerile locale, iată, Emil Boc era repugiatul portocaliu, își hașura Clujul în portocaliu. Câștigă alegerile. În momentul în care lumea ridica sprâncenele de admirare, așa, nu șardelenii care l-au votat, adică acum cumva nu îi se face dreptate, cumva, nu află și ceilalți de ce l-au votat ardelenii pe Emil Boc. Mâine, dacă ar candida, Emil Boc era câștigat la Mustață, la vreo 1000 și ceva de voturi, dacă nu mă înșel, la Cluj. Având împotriva lui o mașinărie politică și mediatică, cum să zic, devastatoare. E mare performanță să câștigi în anul 2012. Venind de, el a avut handicapul față de alți primari care au câștigat prin țară, ai PDL, puțin adevărat, gen
Alba, gen Mureș și gen Arad. El a avut dezavantajul că el a guvernat, a fost cel mai expus cumva erodării politice. Nu pe primarul, să zicem, Hava sau Falcă, nu pe ei înjura populația că au scăzut salariile, ci pe Emil Boc. Drept urmare, a fost o performanță importantă pentru el, mare performanță, și a fost cumva, mulți au considerat că este ucigaș să te arunci atunci să reportezi o înfrângere. E bine, dacă atunci a câștigat la Mustață, acum dacă ar fi alegeri în Cluj, probabil că ar avea cel puțin de două ori mai multe voturi decât următorul candidat, al USR, să spunem. Bun, dar vedem, iată, referirile la el sunt din ce în ce mai des. Am auzit-o chiar și pe Elena Udrea într-un interviu, chiar de săptămâna trecută, spunând, eu am, mă rog, la o întrebare despre faptul că nu se află în cabinetul din umbră al ministrului Predoiu, al prim-ministrului din umbră Predoiu. Elena Udrea spune, am fost ministru domnului Boc, nu pot fi al domnului Predoiu. Sunt referiri din ce în ce mai multe la emiliu. Îl vezi ca pe un posibil candidat al PDL-ului sau ca o opțiune? Eu cred că ar fi cel mai bun candidat al PDL-ului, dar cred că șansele de a câștiga prezidenția sunt mici, totuși, acum. Anul viitor, pe vremea asta, s-ar putea lucrurile să schimbe radical. Mai avem un an și ceva. Și în, la viteza cum se erodează USL-ul și cum se autodevorează până la urmă și la gafele incredibile și la guvernarea atât de stângace, atât de nefericite a USL-ului și la așteptările uriașe pe care le-a creat USL-ul, că acum oamenii nu așteaptă la USL să facă ceea ce omenește posibil să facă, ci așteaptă la USL să facă ceea ce a promis sau aproape de ceea ce a promis, și USL a promis mult mai mult decât se poate face. A promis și aberații de genul nu facem Roșia Montană, nu facem gaze de șist. Adică iată că brusc le dai, le trântești în așa Roșia Montană și gaze de șist. Aici, după părerea mea, USL a greșit flagrant. Pentru că USL, ca să câștige alegerile, clar, n-avea nevoie să promite nici gaze de șist, nici Roșia Montană, nu știu ce. N-avea nevoie. Au plusat. Nu era cazul. Au riscat inutil. Pentru că la ei era suficient să mizeze pe ce mizeau atunci. Hoții de la PDL, dezastru cu tare, au scăzut salariile și au vrut să taie pensiile. Și era suficient. Pensiile și salariile erau suficiente pentru a-i face pulbere pe cei de la PDL. Și cu aparatul de propagandă mediatică, da, pe care, și nu ai mediatică, și administrativă, totuși și USL-ul reunit, are cei mai mulți oameni în teritoriu, are cei mai multe oameni șoșonarii. Șoșonarii, da, răspândacii, zvonerii, cu tare, care se spune, cu tare, ne iau ungurii țara, ne omoară Boc, ne mai taie de trei ori salariile dacă-i votați. Apropo de unguri, o să avem un sondaj, la ora 1 o să prezentăm niște date dintr-un sondaj despre români și maghiari, pentru telecititori, spun asta, să rămână pe recepție la Adevărul. Îmi place terminul ăsta pe care ați acreditat aici la adevărul.ro, telecititori. Ia greu, telespectatorii, cititori, telecititori, gata, așa le vom spune de acum încolo. Așa să-l rămână numele. Așa să rămână numele. Am zis să nu trecem peste părerea ta că, până la urmă, cei care accesează un ziar sunt cititori. Adevărul este un ziar online și print și online. Și atunci nu putea renunța la acest termen. E foarte potrivit. Bun, trecem mai departe și vedem declarațiile despre PSD ale lui Traian Băsescu, care flatează cumva Partidul Social-Democrat. Dar aș vrea să vă zic o vorbă despre chestia cu Soros. Că tot era în titlu. Da, ne-am luat de la una la alta. După părerea mea, o declarație adevărată, dar banală. Adică Traian Băsescu ne-a spus, cum ne-ar spune acum, afară plouă. Dar e adevărat că să spună omul de la meteo că plouă e mai important decât să spună țața Floarea care se uită pe geam. Zice, mă uit, scosei, maică, muică, scosei capul pe geam și văzui că plouă. Aduce o nuanță în plus, nuanța autorității. Autorității. Știi că președintele are și niște informări la servicii, cu tare, probabil că, nu probabil, știu sigur, și știu sigur treaba asta, de la manifestația de anul trecut, că președinția, ca și guvernul, adică președintele și prim-ministru, au permanent, de exemplu, în fiecare zi raport de la SRI, legat de compoziția, temele, riscurile, dacă ele sunt ale unei manifestații din piața universității, de genul celor care au anul trecut, și probabil că acum n-am informații, n-am eu informații acum, dar anul trecut am avut, cum zic, știam clar, la un moment dat,
care e compoziția, cine aduce oameni în piață, ce au fost de ăștia, miliardari de ăștia de top 300 Forbes, mă rog, multimilionari, așa, care trimiteau câte 10 bodyguards în piața universității și făceau pe muncitorii necăjiți. Știam și cât se trimite Voiculescu, știam lucrurile astea, pentru că la servicii se mai disimulează așa, dacă ai surse bune, mai afli. Și acum, în mod cert, și președintele și prim-ministru au pe masă zilnic un raport de la SRI în care spune, în care sunt date importante despre manifestația asta. Nu este o chestiune de poziție politică, e o chestiune normală ca un serviciu. E chestiune de siguranță a statului. De siguranță. Dacă afli că acolo sunt 10 Al-Qaeda, dar numai asta. Dacă afli că, dom'le, serviciile trebuie să spună inclusiv, dom'le, starea de spirit a populației este explozivă. Tu trebuie să iei măsuri, nu știu, măsuri guvernamentale, nu neapărat, nu trebuie să iei măsuri de represiune, doar ferește. De mediere. Dar trebuie să fii pregătit dacă ai informații că de genul, dom'le, acum, de exemplu, de câteva zile, printre manifestanții pașnici, s-au infiltrat sau lângă ei au venit și câteva facțiuni extremiste. Oameni care, nu știu, care unii vor, nu știu, vine și Galeria Stelei sau Galeria Dinamo și aia vin și cu petarde. Dar unii s-au făcut plan, pentru că ai informații, nu? Să se bată cu jandarmii. Sau că anul trecut să dea foc la magazine. Adică tu trebuie să fii... Și plus, starea de spirit a populației este o tematică permanentă pentru servicii. Pentru că politicul trebuie să știe cam care este starea de spirit pentru a ști ce măsuri să ia. Dom'le, mai dăm drum, mai facem, mai cutare, mai mișurăm, mai dăm, mai luăm, mai... Mă înțelegi? Și atunci este clar că Traian Băsescu este, are aceste informații că nu sunt oameni lui Sureș, că nu Sureș finanțează piața universității, le are și la servicii. Ca atare, îl credem pe cuvânt și nu face decât să confirme ceea ce eu spuneam de mult. Asta e o diversiune ieftină de 2 lei care seamănă cu diversiunea din 90 la piața universității, că Rațiu atunci trecea fel, era un fel de Sureș. De ce? Venea din străinătate, cu papion, scria prin adevărul de atunci, adevărul la rușinos de atunci, nu e ca adevărul de acum, nu mai seamănă deloc. Scria Darie Novăceanu, scriau cei care erau acolo, Sergio Andon, ceilalți, mai află și publicul mai tânăr, cam cine mai combătea pe acolo. Dom'le, ziceau, pleacă de unde ai venit, ăsta, Canalie, către, și ideea de, că erau ca, precum comuniștii în 45-46, îi făceau așa, burghezi exploatatori, ciocoi, ăștia care vin cu jobenul, cu papionul, cu bastonul, cu soia. Și care vin să iau halcă de România, vin să exploateze. Și de acolo rezultă și celebrul slogan, care era strigat din mii de piepturi feseriste, dirijată de Dan Iosif, Sergiu Nicolaescu, Gelu Voican Voiculescu și alții, celebrul slogan, nu ne vindem țara. N-au vândut țara ca pe de-o parte să o fure ei, la așa, la centimetru pătrat, și după aia se vede că o și vând, de fapt. Roșia Montană începe asocierea respectivă, o asociere murdare, peșest și total împotriva statului român, începe în 1995, când Iliescu era președinte, Văcăroiul premier. Ca idee, iată cum închide lucrurile. Deci, atunci venea Rațiu să ne fure țara și el finanța manifestările din piața universității. Eu am fost în piața universității 10 de zile. Vă jur în fața lui Dumnezeu. Nu numai că n-am luat un fluturaș sau o chestie, o insignie de la Rațiu, dar minte, dolari, cum se zicea, că avea timp panțe de dolari. Așa. Dar, și ne mai și drogam în piața universității, așa erau zvonurile. Dar n-am văzut pe cineva în sensul ăsta. Iar lumea era de foarte bună calitate, oameni care veneau cu sufletul. Ceea ce se întâmplă acum, n-a mai fost din 90 până acum o manifestație atât de curată și de masivă. Deci ne amintim, metodele sunt aceleași care erau. Rațiu finanțează piața universității, acum Sioreș finanțează piața universității. Cu interese obscure amândoi, bineînțeles. Aia se drogau în piața universității, acum ne spune Gâdea că ăștia își injectează ketamine sau nu știu ketamine, să se ia pe gură, pastile, fiole, se injectează. Eu știu că sunt pastile, dar pastile. Nu mă pricep atât de bine. Da. A făcut o jegoșenie absolută Gâdea la 3 BSS, înjurându-i pe ăștia din piață că sunt drogați, că iau ketamină, că beau pipi, își beau urina sau unii altora. Te îngrozești la... Și amenințându-i, incredibil asta, tot cu 90 seamănă și asta, dar atunci era Răzvan Teodorescu, președintele Televiziunii Române, care făcea instigările astea. Bun, acum trebuie să spunem că totuși Antena 3 e într-o situație dificilă, are patronul condamnat deja în prima instanță. Da. Da. Nu, la situația dificilă nu te face să fii neom, nu te face să fii ticălos.
Bun, Ticălos ai fost și cu patronul necondamnat, Ticălos ești cu patronul condamnat. Dar ei acum, zicând, domne, nu știu cine, la o benzinărie, la amenințat cu moartea pe Badea, parcă era viteaz Badea. Parcă zicea, bă, dacă unul amenință cu moartea, bam, bam, îi dau două. Păi văd că ai fugit repede să te zmiori că e pe la televiziune, că te-a amenințat unul la benzinărie. Bă, că te amenință pe drum și nu te zic Badea sau Gâdea sau Cartianul sau Iolul ca să te amenință. Ești în trafic, îl super pe unul, faci o manevră și zice, bă, te omor, de unde mai scoți și pistolul pe geam. Așa. Ăla verbal a zis și el, că domne, lasă-mă așa. Bun. Și acum, urmarea acestei chestiuni și a faptului că Gâdea știe el că sunt drogați prin piața universității, zice, ăștia care amenințați pe noi cu tare și ăia de fapt au spus că sunteți presă vândută, că vai de capul vostru, că nu mai, că așa. Cred că reacția, totuși, ca să păstrăm detaliile relevante în chestiunea asta, au fost detaliile care l-au enervat pe Mihai Gâdea, a fost faptul că portretul lui și al lui Mircea Badea au fost puse ca într-un fel de monument mortuar, așa, cu lumânări acolo în piață. Domnule, deci, poți să iei simbolii, metaforii. Nimeni nu cred că l-a clintit o fără de în cap. Oamenii în piața sunt foarte pașnici. Nu s-au bătut cu un jandar până acum. N-au înjurat pe nimeni. Bun. Deci oamenii din piață poate au zis, domnule, pentru mine ești mor ca ziarist. Pentru mine nu existi ca ziarist. În sensul ăsta. V-ați inucis ca presă, voi ăștia, anumite televiziuni. Bun. Și atunci vine Gâdea și zice, să nu chemăm noi, să nu chemăm pe telespectatorii noștri cu tare la o chestie, la o acțiune de asta de stradă, că fugiți ca puternicile, în sensul că, domnule, voi în piață sunteți mulți, să vezi ce mulți suntem noi și să vezi ce război civil putem provoca și ce bătălie crâncenă și în ajutorul nostru cât s-ar. Fac o parteză acolo și spun așa, mă părea mea, dacă strigă Gât de ajutor, nu vin 7 inci, nici măcar din Antena 3 7 inci nu se găsesc, nici șoferii din Antena 3 nu vin să-l apere pe Gâdea. Dar așa se pune problema în termenii ăștia. Zice, voi dacă v-ați mobilizat în piață pentru bun, voi pentru Roșia Montană, da? Așa? Ei, noi ne mobilizăm oamenii prin televiziune, facem apel să vină să vă bată pe voi. Păi scuzați-mă, seamănă exact cu 90-ul, cu Răzvan Teodorescu, cu Emanuel Valeriu și ceilalți ticăloși de la TVR de atunci, da? Care chemau binerii, bine, el fi un altă lui Iliescu, Iliescu îi chema prin ei, cumva, și făceau toate manevrele, toate diversiunile la televiziunea română, că se taie curentul, că așa, manifestanții ocupă televiziunea, că a căzut televiziunea și mai departe, ca să vină minerii și ei, dacă vedeau treaba asta, ei chiar, lor chiar se urcase în gel în cap și când vedeau aia să-i chemă, cum să nu mergem? Mergem să mă... Gâdea crede că mai poate repeta, că poate repeta el acum o mineria de 90. Din fericire, lucrurile s-au mai schimbat în țara asta. Oamenii nu mai... Am spus-o și când am fost la Târgu Mureș. Mâine, dacă e o diversiune, precum cele clocite atunci de Măgureanu și de ceilalți, cu Târgu Mureșul, se pune pe români și pe unguri să se bată, să se măcelărească între ei, acum o asemenea diversiune n-ar mai prinde. La fel, o mineria de genul ăsta n-ar mai prinde. Dincolo de faptul că sunt multe alte voci, nu mai doar vocea televiziunii române și a două ziare guvernamentale, acum oamenii au trecut prin multe, sunt mult mai prudenți. Au mai multe surse de informare. Mai multe surse, sunt mai responsabili prin asta, plus fuge Facebook-ul, fuge internetul cu informații, cu asta. Deci îi dau o veste proastă lui Gâdea, o veste bună îi dau, nimeni nu vrea să-l omoare nici pe el, nici pe Badea, și două vești proaste. Una este că nu se mai poate repeta o miliardă și a doua veste proastă este că asta este patronul său, probabil va face pușcărie, va rămâne fără stăpân și, ca să fiu rău acum, va rămâne fără un dos pe care să-l pupe în fiecare seară. Nu comentez declarația tale. CNA-ul nu există la noi. Ne supunem regulilor pe care ni le impunem. Și dacă ar fi CNA, ar înțelege că e zona de pamflet. E zona de pamflet, spune Grigore Cartianu. Ce a spus însă Traian Băsescu ieri în interviul de la ProTV, după 20 de ani? Dacă mă întrebați sincer, cred că PSD va avea candidat. Joană, îl întreabă moderatorul, Joană va fi tot timpul un candidat, cât o să trăiască el, spune Traian Băsescu. Joană o să fie un autocandidat, adică el se va propune permanent. Dar
Am dubii, nu că am dubii, sunt sigur că de fapt că Joana nu va fi propus de PSD. N-are nicio susținere în PSD. Joana este, cum zic, în afară de Pepe din Dăbuleni, nimeni nu susține pe Joana în PSD. Bun, și vezi un candidat al PSD-ului? Nu, nu. Păi dacă PSD nu-l susține, nu-l propune, dar un alt candidat al PSD-ului, sigur că va fi. Dar vine și Traian Băsescu la vorba mea de acum un an, să spunem. Eu din momentul când s-au ales ei și se cupau că au câștigat alegeri și că fratele meu Crin, fratele meu Victor, da? I-a spus... Camarazi. Camarazi, da, camarazi, a la Che Guevara, așa. Băi, fraților, stați-mă un pic, logica politică spune că PSD va avea candidat. Dacă atunci ei aveau, mergeau amândoi, uite, ăsta e candidatul nostru și era de la PSD, credeam, pentru că este clar că PSD va avea candidat. Și dacă era atunci comun, de exemplu, credeam că PNL poate susține până la capăt candidatul PSD. De ce? Pentru că e logic, e partid de două ori și ceva mai mic decât PSD-ul. Deci PNL e mai mic. PSD întotdeauna n-a fost alege. Aș spune că PSD are candidați permanenți la alegeri cam din 46 încoace. De 1946. Da? Eu văd PSD-ul de extracție totală comunistă, PCR cu tare, deci urmașul logic și natural în 89 al PCR a fost FSN, se știe foarte bine cu toate structurile. Bun, așa poți să spui că și PDL-ul e urmașul. Asta e o așchie a FSN-ului care nu mai departe. Continuatorul FSN-ului era PDL-ul. În linie juridică. PD-ul. El a rămas cu numele FSN. Corect. A câștigat în justiție treaba asta. Asta a fost o chestiune formală. Dar ca structură, ca... Spiritual vorbim. Și spiritual și tot, nu poți să compari. Adică PDL-ul a evoluat în alte direcții. A luat și o falangă puternică de la PNL, aia cu Stojan și cu ceilalți. Nu mai vorbim de faptul, zi-mi și mie, care e cel mai reprezentativ comunist de ăsta cu ăsta, ca om care a fost tare în aparatul comunist și care este în PDL. Care e cel mai reprezentativ? Eu nu văd unul care să fie avut, măcar prin secretar de județ să fi fost. Ori dincolo, față. Cel mai mare prim secretar de județ este Ion Iliescu. Și dincolo de asta a fost mai mult decât atât. El a fost secretar cu propaganda al CC al PCR. A fost omul numărul 5-6 în partid la un moment dat. Dacă nu numărul 4, așa cumva, 3-4. Adică în 69 Ceaușescu l-a promovat în funcția asta în locul lui Drăghici. Adică era zona aia de 7-9 inci care decideau totul în țara asta. Da. Și avea și era pregătit cumva ca un succesor al Ceaușescu. Dar, mă rog, a fost nerăbdător, a avut ambiții accelerate și asta l-a deranjat pe Ceaușescu și l-a dat un pic mai deoparte. Revenind de la paranteza istorică... Deci, Partidul Comunist, dar nu numai, și cum să zic, și... ca evoluția evenimentelor în FSN-ul s-a din 22 decembrie deja a preluat toate structurile PCR-ului și sigur că a avut mulți fruntași din PCR care au venit în FSN. Și la nivel de județ a avut, scuzați-mă, la nivel de județ erau fost primi secretari sau secretari importanți în județe care au devenit după aia prefect sau primar de mari orașe în țară. Adică nu avem dubii în privința asta că sigur că între timp PSD-ul de acum nu mai este chiar FSN-ul din 90. Dar și-a păstrat niște năravuri și de a fi partid stat cumva, baronii ăștia, când vorbim de baronii ăștia locali, care majoritatea este ai PSD-ului și cei mai puternici ai PSD-ului, bineînțeles, baronii ăștia locali continuă clar năravurile foștilor prin secretari. Dom'le, sunt jupâni, sunt dumnezei în teritoriu, iar acum vor să-și mărească baronatele astea prin regiuni. Așadar, Grigore, tu vezi un candidat al PSD-ului... Clar, clar. Băsescu vine dar cine ar fi? Pentru că, iată, Ponta, nu știm dacă... Eu cred că Traian Băsescu spune că există oameni mai maturi în PSD față de Victor Ponta. Ponta nu e o propunere fericită, asta e altă poveste. După părerea mea, el e o variantă de fericire și ca prim-ministru. Din păcate, eu am avut așa o... Am avut mari rezerve și a spus că e total, după ce a făcut anul trecut, e total aiurea să pune prim-ministru. Dar, mă rog, votul popular, Băsescu strâns cu ușa, l-a pus. Dar, din păcate, el confirmă și în mandatul ăsta al doilea, Ponta, că este, din punct de vedere, irresponsabil ca prim-ministru. Este prim-ministru antenă, prim-ministru catodic, prim-ministru televizor. El se face că guvernează, din păcate, la el singura grijă este cum de la televizor, deci cu ce imagine rămâne el în urma unor evenimente. Nu dacă a rezolvat problemele, evenimentele, etc. Îmi pare foarte rău. Este cum să zic,
dacă ar fi prim-ministru cu înțelepciunea unui om de 40 de ani, dacă e om de 40 de ani, ar fi în regulă. N-aș spune, domnule, e imatur care are 40 de ani. Cunosc oameni care la 35 de ani sunt de o maturitate, de o înțelepciune extraordinară. Duc afaceri în spate, duc instituții. Din păcate, Ponta, nu știu, gândește ca un om de 20 de ani, adică are imaturitatea omului de 20 de ani, dar are o credință pe care nu orice om de 20 de ani o are, adică are puțin oameni. Îmi pare foarte rău. Ponta, din punctul meu de vedere, este un rateu politic, avea șansă, o șansă uriașă. Avea, cum să zic, avea totul pus pe tavă și poporul la picioarele lui, prin conjunctură asta. Ceea ce Gioana n-a avut, ceea ce, cum să zic, Năstase a mai avut în 2000 treaba asta. Dar alții n-au avut conjunctura atât de favorabilă, cu el ați prăbușiții, cu tare, așa. Cu președinte totuși crispat prin faptul că votul popular e împotriva lui, opinia publică, majoritatea împotriva lui. Deci avea toate argumentele să evolueze politic. Măcar după votul din decembrie 89, dacă mandatul interimar de anul trecut n-a reușit. Din păcate, Ponta demonstrează că nu poate. Și din păcate el este un pericol, mi se pare că este un pericol pentru România. Sigur, după părerea mea, e pericolul și pentru PSD. Adică el, cu o astfel de guvernare, cu un astfel de comportament, după părerea mea, va distruge zestra extraordinară cu care s-a trezit în brațe PSD-ul în 2012. Va distruge. Mult mai acerat decât ar fi fost eroziunea naturală, cumva. Guvernezii, mai și măsuri nepopulare, cu tare. Nu poate să... Nu va putea păcăli la infinit populația. Că el spune populației, de fapt, că trăiește din ce în ce mai bine când populația vede că trăiește din ce mai prost. El ne minte mai departe că șomajul e scădere și că România crește numărul locurilor de muncă, dar când vedem 10 știri pe săptămână că se mai închid 100 de locuri de muncă într-un loc, în mineritul Gorjan, acum se fac 4500 de disponibilizări. Cam un sfert din minerii din bazinul Olteniei sunt dați afară. Aproape de colegiul său electoral, bazinul lui electoral. E acolo, păi vor fi, rămâne mulți șomeri din colegiul lui de Târgu Jiu, pentru că mulți din Târgu Jiu lucrează în mineritul Gorjan. Multe firme, chiar private, din Târgu Jiu fac reparații, utilaje, miniere, nu știu ce cutare. Târgu Jiu, în bună măsură, stă pe mineritul din bazinul ăsta, Rovinarii, Rogojelul, Turcenii, etc. Minerit plus termocentrale, plus energie termică. Drept urmare, să miți mai departe că noi creăm locuri de muncă, să miți mai departe că noi alocăm bani la investiții, când ai tăiat investițiile dureros și asta e o problemă pentru mulți ani de aici înainte. Adică, în anii următori ne va costa faptul că a tăiat la investiții bani. De ce? Ca să mai păcălească el un pic. În fine, e o guvernare în care salarii și pensii sunt plătite din împrumuturi externe, așa, când economia a fost stabilizată, când puteam da un semnal că ne dezvoltăm, când putea să, nu știu, să ducă, să investească 1,5 miliard de euro în Roșia Montană și era euro nostru, când putea să bage niște bani în agricultură sau să dea niște, să facă, creează niște politici agrare acum, pentru că agricultura de semne, și Dumnezeu ne ajută din fericirea noastră, dar agricultura de semne că se revigorează natural, fără ajutorul guvernelor. În ce fel? Oamenii, nu mai având de lucru în industrie, au stat o vreme pe salarii compensatorii, au încercat o vreme soluții urbane, n-au reușit, văzând că nu mai fac față vieții la oraș, s-au dus pe agricultură. Măcar, zic, nume, un 3 hectare de teren, ori le-am moștenit, ori le cumpăr, că-s ieftine, cumpăr hectarul cu 102 de euro în România încă, pământ foarte bun. Ieftin, da. Și atunci s-au dus oameni săraci și măcar zic, bă, pământul ăla măcar îmi dă mie hrană, nu mor de foame, da? Și doi la mână, dacă mai produc mai mult decât îmi trebuie mie, mă duc și vând la piață. Ieftin, mă vinde, dar mai fac și un bănuț. Și s-au dezvoltat în ultima vreme, în ultimii ani de zile, fără să ne dăm seama, zeci de mii de mici operațiuni agricole, că sunt PFA-uri, că sunt mici firme cu în care muncesc oamenii din familie, 2, 3, 5 oameni, că sunt asta mai măicele în care muncesc și 7-80 angajați, sau că sunt altele, sunt ferme mai mari, noi agricultura a început, deci pământul e mai lucrat în mai mare măsură acum decât acum 5-6 ani, nu pentru că vreun guvern a făcut vreo politică în sensul ăsta, ci pentru că, de nevoie, oamenii au revenit la pământ. Este ultima lor redută. Era o variantă permanentă, hai că plecăm afară și muncim, dar nu e pentru toată lumea. Ai familie, ai părinți, ai cutare, nu toți poți să pleci afară, ai o vârstă cutare, plus că și afară lucrurile s-au redusit. Și atunci, reduta definitivă, exact ca în istorie, cum să zic, e ultimul sprijin, e ultima salvare a românului, este pământul.
pământul lucrat, plus pădurea aproape, plus, nu știu, râul, plus că ai apă în subsol acolo și uzi, ți-e rigi, bei apă. La oraș trebuie să cumperi și apa de la magazin. Și atunci oamenii au zis, măcar ne hrănim copiii, familia, avem apă, cum să zic, și a mai fost și varianta cealaltă, că, domnule, dacă îmi vând apartamentul la oraș cu 50.000 de euro, da, cumpăr o casă la țară. Dacă nu, cumva am casa părintească, pentru că foarte mulți oameni au casa părintească rămasă. Bun, acum nici agricultura de subzistență nu este o soluție. De aici s-a pornit și au început oamenii, cei mai destoinici dintre agricultorii care fac agricultură de subzistență, au trecut la nivelul următor, da? Unii care sunt mai tineri, mai energici, mai cu inițiativă, mai de mici meșteșugari, de mai producători de produse eco, bio. Bineînțeles, s-au gândit și au făcut unii dintre ei. Unii fac miere de albine și împachetează, pun la borcan și fac și etichetă frumoasă. Alții, deci am văzut lucruri interesante. Pentru prima oară anul ăsta am avut sentimentul că mănânc, toată vara mănânc roșii românești și nu roșii siriene, bine, acolo nici dacă se mai fac roșii acum, că acum se cultivă bombe acolo, sau turcești. Mâncam roșii turcești fiecare an, în afară de sezon. Dom'le, acum vreau să vă spun, cred că sunt, nu știu dacă Ministerul Agriculturii are o statistică, cred că sunt mii de oameni care au măcar solarii dacă nu sere încălzite. Măcar solarii care să le dea un sezon de 6-7 luni să aibă roșii. 6-7 luni livrează roșii pe piață. Cu sera livrează 12 luni, bineînțeles. Asta este salvarea multor români. Din păcate, guvernul nu ajută. Dar aici spun, măcar pe zona asta, dacă guvernul ar insista, ar asigura, cum să zic, un minim nivel de trai românilor și o minimă salvare. Bun, revenind acum la politicieni, că până la urmă ei trebuie să facă politicile astea care să-i ajute pe oameni, de asta vorbim atâta despre ei, trebuie să zicem că nu... Deci Ponta va fi, după părerea mea, candidatul PSD. Ce se întâmplă? Dar e nefericit. Crin Antonescu a fost aproape ignorat în interviu, dacă ai sesizat, de către Traian Băsescu. Nu a amintit de Crin Antonescu decât întreagăt, vorbind despre ceilalți adversari, să zicem, sau prieteni, mă rog, vorbind de PDL. Crin Antonescu a fost ignorat, practic. Crin Antonescu este ignorat și de Băsescu, și de PSD, și de Ponta. Deci Crin Antonescu, în general, este ignorat. De aceea se bagă în seamă, de aceea îmbrățișează o temă puternică, vizibilă și, din punctul meu de vedere, în ceea ce privește, necinstită, în sensul că nu e convins că trebuie să o pună roșii montane, o face, așa cum a spus și Băsescu la treaba asta, o face, deși habar n-aia ce cu povestea asta, că atunci că nu, pe el nu l-a interesat roșia montană, n-a avut niciun fel de problemă când soția lui ieșea și spunea, sunt pentru roșia montană. Deci, el acum, din oportunism și pentru a deveni vizibil, trebuia să preia un partid și acest mesaj, sunt partide precum Noua Republică și PNCCD care au spus clar, suntem împotriva acestei exploatări Roșia Montană în această formă și se întâmplă proba așa, pentru că ieșim în pierdere și ne și otrăvim, dar sunt partide mai mici totuși. Și atunci între partide, cei trei partide mari PSD, PNL și PDL de Partidul Poporului n-ați spus nimic Partidul Poporului vis-a-vis de acest. Partidul Poporului nu există. Partidul Poporului e, cum zic, în disoluție, adică din punctul meu de vedere Partidul Noua Republică sau PSCD reprezintă ceva. Dar Partidul Poporului nu reprezintă nimic, adică e clar că nu are nimic, nu ne mai avem nici televiziune, nu o să mai avem nici electorat. Ca atare, o să vedeți că în curând nu o să mai avem nici parlamentar, nici grup parlamentar, toți se duc, să zic, e un grup de strânsură, un grup de oportuniști, care mulți dintre ei și-au plătit locurile în Parlament, alții au plătit oameni de la gen Vanghelie, PSD, să aibă infiltrat și alte partide și să poată face o nouă majoritate și fără PNL. În fine, spun doar că PNL de conjunctură a luat în brațe ideea anti-Roșia Montană, dar nici măcar nu este onestă această abordare pentru că ei au mai departe miniștrii care dau o vizie pro-exploatare Roșia Montană. Daniel Barmu, vreau să vă spun că ieri cine era, apropo de Roșia Montană, cine era bombardat cu roșii la modul figura ieri la marșul din București. Era un panou mare cu caricatură. Cred că la Cluj a fost scena. La Cluj a fost. Da. La Cluj a fost, da. Tot spunea el că de fapt nu m-am bombardat ei când m-am fost atunci. Uite, acum ți-au pus panou mare și au dat cu roșii după chipul tău, drăgălaș. Așa. Deci, Daniel Barbu, care e la liberali, a fost bombardat.
Avem miniștri în guvern care nu se opun. Avem păreri ferme la PNL că trebuie făcut proiectul și în forma actuală. Deci, după părerea mea, liberalii vor vota cel puțin jumătate din liberali. Ramon Amănescu a spus. Cine? Ramon Amănescu a spus că Ramon susține. Amănescu. Ramon Amănescu e mare susținătoare și e ministru în guvern. Da? Și, atenție, e tovarăș de familie. Familia Amănescu și familia Antonescu-Vălean sunt așa. Mă înțelegi? Sunt cu scriți aproape, da. Sunt aproape cu scriți, adică sunt gașcă, aș spune. Ei bine, cum e cu Dobrițoiu, de exemplu. Ei, Ramon Amănescu spune clar, se face Roșia Montană, că uite că au făcut și alții și nu s-au otrăvit. Uite, dacă ceanurile ar fi otrăvitoare, uite că înseamnă că toată Scandinavia, tot nordul Europei ar fi otrăvit. Și uite că nu este. Deci Ramon Amănescu pe față susținătoare. Dar eu sunt sigur că la votul secret din Parlament, sunt convins că va fi vot secret, la votul în plen și sunt convins că cel puțin jumătate din liberal, dacă nu 3/4 sau mai mult, vor vota pentru exploatarea cu ceanuri la Roșia Montană. Deci asta e, cum să zic, ca să ia cumva, e și un joc al lor, să ia și voturile, să păcrească și populația pro-exploatare și populația anti-exploatare. Zic, unii așa, unii așa, ca să ocupe ei și puterea și opoziția în spațiul mediatic. Traian Băsescu a vorbit și de o altă temă importantă, am vorbit de Roșia Montană, de torționari. Da, apropo de Roșia Montană, Traian Băsescu a dat și vă două mesaje din punctul de vedere necinstite. Care ar fi? Primul mesaj necinstit este acela când spune, domne, nu știu, că e rentabil, că e nerentabil, exploatarea nu ne interesează, că nu e noastră, zice, privați până la urmă. Îmi pare foarte rău. În primul că e aurul României, da? Și la treaba asta mă interesează să fie rentabilă, să facă profit și să aibă și, dincolo că statul român să-și ia participație cât mai mare, nu 25%, să-și ia 70% statul român, că atâta se convine. Și redevența să rămână 6%. Sau, bun, ok, da, să iau 70% din participație. Așa, da, statul român, dacă are participație, înseamnă că participă și la profit, deci mă interesează dacă am 25% acum sau cât va fi la 100, din profit și nu din pierdere. Și doi, statul român, toate investițiile care se fac în acest moment acolo, statul român e coparticipant. Acum, faptul că sute de milioane de euro sunt aruncați în Antena 3 și în RTV și în B1 și așa mai departe, banii ăia sunt din banii noștri, pentru că 25% sunt ai noștri. Dar statul român e participant, nu e 100% participație privată. Deci asta e o poveste. Când spune că nu ne interesează, emite o, cum să zic, face o afirmație necinstită, pentru că știe foarte bine, are și informări și știe mai bine decât noi că ne interesează ca să fie o chestie profitabilă. Nu sunt două, ci trei mesaje necinstite. Al doilea este următorul. Zice, dom'le, nu ne mai trebuie aur la Banca Națională. Și oricum vă spun că dacă ne trebuie, tot aurul rămâne în România, un gram nu pleacă afară, cu tare, cu tare. Asta nu rezolvă problema. Pe mine nu mă interesează ca Banca Națională să cumpere aurul la Roșia Montană. Să cumpere aur de 10 miliarde, scoțând 10 miliarde din rezerve. Adică în loc să am euro în rezervele băncii, să am aur mai mult, da? Convertesc. Nu asta mă interesează. Pentru că așa pot să cumpăr aur oricând de pe piața externe, pentru că și aurul la Roșia Montană va fi vândut de Gold Corporation la prețul pieței externe, da? Corect. Poți să cumpere mâine Banca Națională aur din Africa de Sud, din alte zone, de oriunde, de pe piața mondială, la prețul pieței internaționale. Nu asta mă interesează. Cum adică eu am aur, eu, statul român, am aur în pământ și îl dau unora aproape gratis, dar eu cumpăr aur după aia? Eu vin cu cooperația mea cu porcul, că vine unul și îmi taie porcul și în loc să-mi taie porcul și la final în loc să-i dau 5 kg de carne și lui într-o plasă, mulțumesc vecine că mi-ai tăiat porcul, el îmi ia porcul cu totul și îmi lasă mie șoriciu și un vârful cozii. Așa. Ei, la fel spun și acum. Dom'le, adică eu cresc porcul, tot anul muncesc să cresc porcul, tu mi-l iei mie porcul și după aceea stai și știi că porcul de Crăciun totul tai, tot al tău rămâne, dar îl cumperi de la mine. Păi nu-i corp, pe de-aia crești cu porcul, ca să mă duc să mai cumpăr o dată? Așa e și cu aurul aici. Deci Traian Băsescu să înțeleagă că noi vrem aurul, noi avem aurul de acolo, nu vrem să-l cumpărăm. Sigur, vreau să avem costurile care cu exploatarea, sunt niște costuri astea. Foarte bine, le face Gold Corporation să le facă. Cât sunt costurile? Atât. Cum zic, i-aș angaja ca prestator de servicii, dacă vrei, pe Roșia Montană, pe ea, pe Gold Corporation, sau pe cineva. Cât costă, fraților, treaba asta? Și felicitații sezonul ăsta, poate vin alții, mă, ce exploatează mai ieftin.
și au poate condiții de mediu mai bune. Și atunci, și atunci zic, ok, costă treaba asta 3 miliarde de euro, ia 3 miliarde de euro și am aur de 20 miliarde de euro. M-ai înțeles? Așa, a treia mesaj otrăvit al lui Traian Băsescu, îmi pare foarte rău, pentru că eu l-am apreciez pe el ca politician, mai așa a făcut în zona justiției din 2004 încoace și multe alte lucruri cu a poziționa România, dar pe Roșia Montană, după părerea mea, are o poziție șubredă și de pe alocuri otrăvită cu cianuri. Chiar de cianuri e vorba, al treilea mesaj. Nu poate să vină Traian Băsescu și să spună, domnilor, ce cu spaima asta de cianuri? Hai, domnule, cianurile, știu ce. Cianurile se dezintegrează ele natural. Ultravioletele de la soare distrug cianurile. Pur și simplu, bate soarele și se distrug cianurile. Și rămâne apă curată acolo. Grigore, în atâția ani de carieră pe mare, nu știm ce a cărat Traian Băsescu cu vaporul. Adică, domnule, poate știe mai bine. În ocean nu sunt cianuri, mă rog. Ce-o fi cărat cu vaporul, că nu e vorba de ocean. Poate are informații... Vin specialiști, vin chimiști. E ridicol ce a spus Traian Băsescu. Păi dacă e așa, ieri am văzut la manifestația în București, nu știu cum să o crezi pe doamna respectivă, că a dat o declarație la televiziune, așa de 20 secunde, extraordinar. Și o doamnă părea că este pensionară sau în orice caz pe final de carieră, undeva în jur de 60 de ani, și așa frumos a vorbit, a zis, mă doare, credeți-mă, n-am nimic cu nimeni, mă doare sufletul, că sunt chimistă de meserie, știu ce înseamnă cianurile. Într-adevăr, nu e o soluție concentrată cianuri, e o soluție destul de diluată. Deci nu densitatea cianurii este periculoasă, cantitatea acolo, cantitatea este enormă și sunt chimistă de meserie. Vă spun, tot Ardealul va avea de suferit, zeci de ani de acum încolo va fi afectat, tot Ardealul, tot spațiul intracarpatic. Deci mă doare sufletul, n-am nimic cu nimeni, nici cu Băsescu, nici cu Ponta, cu nimeni. Deci, dar Ardealul nostru va suferi teribil multă vreme și toată populația va fi afectată, cumva și economia Ardealului în felul ăsta. Deci aș ajunge la o emisiune, dacă aș găsi-o pe doamna respectivă, așa. Dacă ar fi așa cu ultravioletele, dom'le, în loc să deverseze cianurile acolo, ne-a luat, dom'le, în loc să... I-a chemat pe ăștia care bronzează pițipoance cu ultraviolete prin București, da? Băi, băieți, văd că voi faceți ultraviolete, da? Ia lăsați pițipoancele deoparte că vă aveți treabă la noi, vă dăm contract pe 15 ani de acum. Neutralizați cianul la Roșia Montană, da? În loc să bronzezi pițipoanca, bagi ultravioleta pe cianură, dăm apă mai departe, dăm drumul apei pe vale, nu mai facem nici la cola să distrugem albii cu tare juce, așa? Dăm apă mai departe, merge păstrăvul fericit care apă limpede, decianurată. Dacă ar fi așa, cine mă pune treaba asta? Este, dacă ar fi așa cum zice Băsescu, dacă ar reuși să facă treaba asta, ar lua premiul Nobel pentru chimie mâine. Mâine ar lua premiul Nobel pentru chimie, pentru că reușește să anihileze cianura. Atenție! Nici măcar cu ultraviolete induse, ca la spital. Nici la spital nu mai ținem la aparate de raze, de radiografii. Le duce pe toate, la Roșia Montană. Ba mai mult decât atât. Dacă, atenție, gratis la soare. Deci nu dăm raze de-astea mai puternice. Soarele singur, cu raze ușoare. Păi atunci, scuzați-mă, o să trimitem pițipoancele la Roșia Montană, că acolo sunt raze puternice, să bronzeze pe malul lacului de cianuri. Hai pițipoancele la Roșia Montană. Acolo, ultraviolata e puternică, atât de puternică încât anihilează cianura. Vă dați seama ce bronz o să aveți pe Grigore, voi. Grigore, trece așa de ușor din registru sensibil, apropo de doamna chimistă, în registru umoristic, încât nici nu mai știu ce să comentez. E ridicol. Eu vreau să ridiculizez toată povestea asta. Îmi pare rău, dar trebuie să mă abietă ce aia decât să spună prostiile astea. Da? Pentru că, repet, chestiunea asta o să-i coste teribil pe cei care iau în brațe exploatarea în forma actuală. Eu spun că poate fi, nu e o tragedie, poate chiar e necesar să exploatăm începând de anul viitor Roșia Montană, dar pe alte baze. Să vedem, avem telecititorii noștri care ne scriu, să nu-i ignorăm, pentru că am promis că pe această platformă video discursul nu este unidirecțional, este și dinspre cititori către noi și să răspundem la întrebări. Ștefan Merciu, sau Merciu, nu știu unde se pune accentul, îmi cer scuze. Bună ziua, referitor la Roșia Montană, m-am lămurit cu tot spectrul politic, sunt toți o apă și un pământ. Credeți că mai este de actualitate o lege a lustrației?
Ceva trebuie făcut ca să reîmprospătăm actuala clasă politică. Ține minte această întrebare. Da. Mai este Nicu Radă te întreabă, este o întrebare direcționată în atenția domnului Cartianu, pe când dosarul de presă pe care ni l-ați propus sau promis cu privirea la Ramona Mănescu și grupul Monaco, vă mulțumesc. La care, cu cine începi? Cu Ștefan sau cu Nicu? Răspund la a doua chestiune, că e mai... dar stai că am uitat pe prima deja. Răspunde la a doua și ce... Vezi, am început să îmbătrânesc. Vorba bancului, știi? Sunt bătrân și bolnav. Știi? E povestea aia când... Nu-i bătrână, dar e bolnavă, se spune. Nu. E când unul vine acasă și găsește nevasta cu unul în pat. Și ăsta, furios, ia ceva, să ia un scaun, să dea după ăla, norocitule, cu tare. Dacă are ăla de acolo de suplap, mă zice, nu da, că sunt bătrân și bolnav. Așa. Bun. Acum, bună ziua, povestea cu dosarul de presă. Dosarul de presă e lucru. E lucru pentru că avem informații importante și le vom publica informațiile astea. Și un reporter la Adevărul face treaba asta și eu am declanșat în paralel și la Nașul TV treaba asta, pentru că deja avem pe masă, dar trebuie cumva să mai investigăm și să confirmăm anumite lucruri. Dosarul de presă legat de Imperiul Mănescu, să spunem, sau afacerile Imperiului Mănescu și care sunt legate de Crin Antonescu. Acum, la prima întrebare, este vorba de faptul că trebuie reîmprospătată clasa politică. Ce trebuie făcut pentru asta? O lege a lustrației, după părerea mea, nici nu mai e posibilă și nici nu mai e cinstită acum să facem lustrație doar pe ce a fost înainte 89. Acum, dacă n-am făcut-o atunci, 90, 92, 95, pentru că n-a vrut Iliescu, n-au vrut ăia care au luat puterea, acum, după părerea mea, ar fi necinstit să ilustrăm pe unii doar pentru că în comunism, și sunt puțini care au funcții importante atunci, îl lustrez pe Iliescu, e la pensie, da? Îl lustrez ca să nu mai iasă pe stradă? La revedere! Adică dacă nu l-a lustrat când avea funcții importante, alții la fel, unii au murit, alții sunt pensionari, își toacă pensiile acolo. Așa. O lustrație extinsă, sigur, dacă poate e exagerată, poate e forțat termenul lustrație, dar o lustrație extinsă împotriva clasei politice din totdeauna, adică și asupra comuniștilor care au făcut ce au făcut, dar și asupra celor care au făcut după 89 ce au făcut în România. După părerea mea, această lustrație se poate face nu printr-o lege, mai că ei sunt cei vizați, așa cum Iliescu nu s-a lustrat singur, nici ăsta nu se vor lustra singuri. O lege a lustrației trebuie să treacă prin Parlament, trebuie să fie croită, să fie constituțională, că ăștia s-au mai făcut că fac lustrație, dar au făcut o lege clar neconstituțională, ca să știe că va pica sigur, a picat pe toate articolele la Curtea Constituțională, pentru că, într-adevăr, încălca Constituția așa cum era croită. Așa. Deci, prin lege nu se va putea face, pentru că ei nu se lustrează singuri, da? Deci, câinele de la măcelărie nu pleacă singur. Trebuie să dai după el, ca lumea să-l alungi, da? Și tot se întoarce, tot caută să întoarcă. Lustrația o poate face, după părerea mea, și pun în ghilimele, o poate face doar justiția. O pot face doar procurorii și judecătorii. De asta spun că ce a făcut Traian Băsescu a fost important să scoată justiția de sub politic. Cum să spun, nu este perfectă situația de acum, dar este infinit mai sătoasă justiția decât era acum 10 ani, de exemplu. Înainte nu exista, nu se puteau face dosare unor politicieni de vârf. Puteau să fure oricât, puteau să facă orice porcărie, puteau să ani altă instituție care are un rost important. Din fericire, cum să zic, toate astea au fost impuse cumva de Uniunea Europeană. Toate instituțiile astea, anticorupție, anti-incompatibilități, etc. Anticonflicte de interese. Aceste instituții cu care, iată, politicienii actuali luptă, nu știu cum să... Că sunt aia câteva sute de primari care sunt incompatibili. Deci ei au o lege în față, o calcă în picioare... Cer ajutorul primului ministru. Scrie foarte clar acolo că n-ai voie să aia. Dom'le, și că dacă se întâmplă așa, îți pierzi mandatul. Ei au zis, lasă-mă că ce lege, că suntem la putere, da? Și să se aplice retroactiv, adică pentru lucrurile pe care deja le-au făcut. Au încălcat-o până acum. Da. După părerea mea, nici legea nu vor putea schimba, pentru că Uniunea Europeană e vigilantă la treaba asta. Ați văzut că zilele trecute, purtându-ne cuvânt al Comisiei de la Veneția, Comisia de Constituționalitate a Uniunii Europene,
le-a amintit alor noștri, haideți, trimiteți Constituția, proiectul de Constituție la control, pentru că așa ați vorbit. La întâi au spus că până în iulie, după aia au spus că urmarea, nu știu ce, o decizie a Curții Constituționale le trebuie până la sfârșitul septembrie și au spus, bine, la 1 octombrie se dă și nouă proiectul de revizuire a Constituției, să-l vedem. Deci ești foarte atenți la treaba asta, nu lasă să treacă, așa, domne, România se schimbă Constituția, o vedea și noi, nu? Ea le vor face praf anumite proiecte de schimbare a Constituției sau de schimbarea legii anii sau de schimbări în zona DNA a procuratorii. Drept urmare, pașii câștigați, pașii făcuți înainte, privința asta de Traian Băsescu și de Monica Macovei, sunt buni făcuți. Și uite că se învârt în cerc și încearcă să iasă din cercul ăsta și nu reușesc. Și asta e foarte bine, înseamnă că cercul a fost destul de bine făcut de către Uniunea Europeană, sigur, prin Traian Băsescu și prin Monica Macovei. Aici este meritul lui Băsescu fundamental și, atenție, mecanismul de justiție pe care el l-a lăsat să dezvolte, să se maturizeze, s-a putut ca la un moment dat să-l atingă și pe el. Nu zic că va fi arestat sau judecat sau nu știu ce. Spun doar că, iată, Videanu, da? Videanu, scuzați-mă, Videanu e ăla care a anunțat noaptea pe la 3% că totuși Băsescu a câștigat alegerile și nu. Videanu a fost foarte important ca să oprească într-un fel o anumită fraudă electorală, că dacă el avea sistemul lui de oameni în secție de votare, avea clar câți au votat, pentru ce au votat, nu puteai să furi nici măcar 0,5% din voturi. Așa. Odată voturile depuse în urnă, nu le mai puteai măsuri pe la sistemul informatic. Deci Videanu foarte important. Pe de altă parte, Videanu este prieten la Cataramă cu Bebe Ionescu, cuscul lui Traian Băsescu. Deci băiatul lui Bebe Ionescu e soțul Ebei, el e Băsescu. Cu toate astea, iată că procurorii vin și îl incriminează pe Videanu că ar fi făcut subminarea Economiei Naționale, el și Vosganian. Traian Băsescu. Vosganian propusul pentru premiul Nobel, autopropusul pentru premiul autopropus. Nobel. El se visează el. E un scriitor bun, Cartea șoaptelor e bună carta, dar de aici până la premiul Nobel mai mănâncă vreo 10 ani de ministeriat cu foloase respective și mai înghite, mai bea vreo 3 lacuri cu cianuri de la Roșia Montană, că și el, direct sau indirect, e pro-Roșia Montană, pro-exploatare cu cianuri. Bun, iată că acest mecanism al justiției va ajunge la un moment dat să-ți ronțăie și oamenii tăi. Poate chiar pe tine la un moment dat. Cu atât mai mult este meritoriu că Traian Băsescu a pornit. Așa cum pe Roșia Montană spun că este și ridicol și necinstit, spun că pe justiție are un loc. De fapt, e singurul lucru important care s-a întâmplat României în ultimii 10 ani. Sau aș spune chiar cel mai important lucru care s-a întâmplat României în ultimii 20 de ani. Pentru că de acest mecanism al justiției depinde și Uniunea Europeană, adică integrarea noastră europeană și apartența la NATO și stat de drept și tot. Toate sunt legate. Justiția este cum să zic, punctul nodal. Dar asta, justiția va face ea lustrația. Ea îți va scoate din sistem, îi va scoate pe corupți, pe incompatibili, pe ticăloși, că ticăloșii au făcut fapte ticăloase. Apropo de justiție și de torționare, practic, Traian Băsescu a spus că trebuie lăsați fără pensie. În această problemă este pe aceeași direcție cu Victor Ponta. Amândoi sunt în eroare. Sunt în eroare. Asta vreau să spun. Dacă sunt în eroare cei doi și de ce fac asta? De ce susțin această idee? Deși probabil că știu analizele lor, probabil că le spun foarte clar că nu există posibilitatea asta să îi lași fără pensie. Nu e constituțional. În fine, sunt mai multe proceduri de urmat. Din politicianism fac treaba asta. E la modă și este, cum zic, e apreciat de marea majoritate a populației. E pe gustul majorității să spui torționarii. Și politicianul trebuie să meargă pe valul majorității, așa? Trebuie pe creasta valului. În general, politicienii populiști sunt oportuniști, sunt politicianiști. Adică între politică și politicianism e o prăpastie. Între politician și politicianist iar la fel o prăpastie. Dacă treci în partea cealaltă, nu mai guvernezi responsabil, ci ești un oportunist care mai mult strigi decât rezolvi lucrurile. Am apreciat guvernarea Boc prin faptul că n-a fost politicianistă.
chiar a luat măsuri și chiar a avut curajul să-și riște procentele electorale pentru a lua niște măsuri și a le comunica în mod cinstit. Acum Băsescu ce ne spune? Ce ne spune și Ponta? Aici coabitează bine, văd. Și anume, domnule, zice, să luăm pensia asta, unul la mână, că nu ai dreptul constituțional să iei pensia. Faci orice lege care va pica la... și legea va pica la Curtea Constituțională. Adică ne învârtim în cerc în halul ăsta să ne... Ba mai mult, Ponta, mai spus și altceva. Eu nu aștept să intre legea în vigoare. Eu le tai dinainte, zice. De ce? Mi se pare mie că ea zice torționari. Zău, scrie în fruntea lor că sunt torționari. Deci, cum se parte torționarul de torționar? Unde e granița? Sigur, la Vișinescu pot bănui că e torționar. Hai să-i facem proces. Pensia de pensie nu am cum să mă leg, pentru că pensia este urmarea unei contribuții a lui. Da? El a avut o leafă mare de torționari, leafă cum aveau și ăștia, și mari comuniști. Da? Dom'le, serveau cu ticăloșie Partidul Comunist și Securitatea, da? Și atunci ziceau, ăia îi dau... salarii mari. În armată, în poliție, în miliție, se dădeau salarii mari. La aparatul de partid. Aparatul de partid, activiștii, salarii mari. Da? Bun. Salariul mare înseamnă contribuție mare la stat. Contribuție mare înseamnă pensie mare, nu pot să iau. Dar pot să fac altceva, dacă vreau să fiu cinstit. Pe lângă faptul ăsta că trebuie să declanșez treaba asta și Băsescu de acum nu știu câți ani și Ponta de nu știu câți ani, măcar de când e prim-ministru Ponta, Băsescu e președinte nu știu când, măcar de când a condamnat comunismul, Băsescu să fi pus niște instituții, da? Să sape după ăștia și parchetul să le facă procese și uite să... Și atunci să facă următorul lucru. Au trecut mulți ani de atunci. Pe lângă faptul că să le iau niște privilegii, dacă mai au privilegii, ca în afară de pensie, nu știu, o avea niște case în care stau și a trebuit să nu stea. În case ale poporului, nu ale lor. Dar, bun, aș putea să-i judec, eventual să-i bag în pușcărie, aș putea, ca prin proces, să le cer daune, despăgubiri, inclusiv doresc să stimulez procese individuale prin care torționarul X să fie dovedit în instanță vinovat și să-i dea lui 33.000 de euro unui om pe care l-a mutilat sau pe care l-a omorât sau urmașul unui om care a murit în pușcării, da? Și atunci vor plăti torționarii mai mult. Și cum? Au bani? N-au bani? De unde? Din pensia aia mare, toată pensia vor trebui să o dea ca despăgubiri, da? Așa? Plus le pun sechestru pe avere, plus le execută averea, o casă, au un palat în care stau, îl scol la vânzare, stau într-un bordei de acum încolo, să stea cu chirie pe unde găsesc ei, pe unde vor ei, da? Să stea, nu știu, pe la prietenii lor care au fost tovarăși torturi sau lucruri urâte în țara asta. Deci există o cale legală prin care pe ăștia să-i faci praf, să-i execuți, să-i pui să plătească pentru ce au făcut. Dar să spui așa populist că le tai pensia, nu rezolvă. Adică și ce mi se pare asta? Că de fapt tu vrei să nu rezolvi problema. Tu vrei să nu pățească torționarii nimic prin asta. Că nu vor păți nimic dacă te limitezi că le iau pensia. Nu pățesc nimic. Justiția trebuie să acționeze aici. Grigore, a expirat timpul nostru, noi nu ne-am prins până acum. Înseamnă că avem subiecte interesante dacă timpul trece atât de repede. Un subiect foarte interesant la ora 1, aici la Adevărul Live, barometrul de opinie publică Adevărul despre România, nepublicat încă în ziar. Noi vă anunțăm în premieră la Adevărul Live la ora 15, care este percepția publică asupra relațiilor dintre români și maghiari. Sunt întrebări interesante, sunt răspunsuri interesante, așadar în premieră vă așteptăm să vedeți la ora 1 care este relația dintre români și maghiari. Acum, la momentul ăsta, nu... Grigore, ai zis la Târgu Mureș de curând. Da, cu două stăvâna. Deci nu vorbim despre percepția din trecut, știm foarte bine, știm ce s-a mai întâmplat în trecut. Și la ora 15 să vă mai anunț că avem o discuție muzicală mai mult. Este vorba de câțiva invitați absolut excepționali. Este vorba de Nico Alifantis, Alexandru Andrieș, Mircea Vintilă și Mircea Baniciu în studio Adevărul Live la ora 15. Super, un quartet de excepție, într-adevăr. De excepție și... A face audiență mare și pe orice televiziune, toți patru la un loc. O să ascultăm și ceva muzică la ora 15. Până atunci, încă o dată vă reamintesc la ora 1 relația dintre români și maghiari. Mulțumesc mult, Grigore. Poate ne mai vedem săptămâna asta și nu luna viitoare. În funcție de evenimente, mulțumesc. Doamne, ajută, o zi bună. La revedere!